competitiv, agresiv în sensul bun al cuvântului, care joacă fotbal, iese la joc. Ne așteaptă un meci dificil, unde ritmul și intensitatea jocului, din punctul meu de vedere, chiar dacă e meci de cupă, va fi la nivel ridicat. Noi încercăm să, cu un meci de cupă, să dăm spațiu și celor jucătorilor care au jucat mai puține minute. Vom încerca să câștigăm meciul, să ne impunem, să dominăm adversarul și să fim noi și, bineînțeles, să dăm nu ca la ultimul meci în fază de atac, iar în atac să fim așa cum am fost la meciul de acasă ultimul, unde am produs goluri, am produs faze, am atacat spațiu, poarta, careul de 16 metri și poarta și am marcat goluri. Așa că anumite schimbări vor fi, avem, noi accesăm lotul care îl avem, încercăm să, pentru fiecare e oportunitate, să arate că merită să fie în echipă. Sunt cu noi, avem lotul și îl vom accesa. Deci vă așteptați la schimbări. Vor fi și nu foarte multe, probabil, dar vor fi. În urmă cu o lună, Farul a câștigat, a fost un meci cu suspans atunci. Ce am zis înainte? Un meci în care ei au început mult mai bine ca noi, au jucat mult mai bine prima repriză ca noi. Repriza a doua noi am jucat, cred eu, mai bine. Dovadă că am și marcat și am câștigat meciul. Deci am avut șansă prima repriză. Eu am avut oportunități foarte buni, sunt atât ca joc cât și la faze fixe, așa că trebuie să avem grijă. Trebuie să fim foarte buni. Pentru că ei sunt o echipă foarte bună și noi trebuie să fim la fel mai buni ca ei. În comparație cu acea partidă încheiată cu un singur gol, credeți că vor fi mai multe? Nu știu, n-am. Voi fi eu vizionar, dar nu chiar. Îmi doresc să marcăm mult. Eu îmi doresc. Adică antrenăm și ne dorim să marcăm goluri. După aia ați văzut că la ultimul meci, din păcate, n-am marcat. Farul 2 e pe primul loc în campionat. Aveți de unde să promovați tineri mai mulți? Farul din această vară, vara anului 2021, a devenit cea mai bună academie din România. Cred că sunteți conștienți, voi constanțenii, cred că sunteți conștienți de acest lucru. Dacă nu vi-l spun eu, să vi-l amintesc, să știți că suntem cea mai bună academie din România. Adică avem cele mai multe titluri câștigate ever. Așa cred eu. Nu le-am numărat, poate dacă greșesc îmi cer scuze, dar faceți voi media de asta, e să facă o statistică, dacă nu cei de-ai noi din casă, să facă o statistică dacă nu avem cele mai multe titluri câștigate. În toate timpurile. Din toate timpurile, atenție. Din toate. Deci Farul are cea mai bună academie. Ever. Așa că e un club puternic, a devenit un club puternic din punct de vedere tehnic. Acum mai trebuie să devenim puternici din punct de vedere administrativ. Să devenim foarte puternici. Dacă vrem să se facă, dacă se dorește să se facă performanță în Dobrogea, în Constanța, la nivel foarte mare, atunci da. Aștept ca lumea să vină lângă acest club. Constanțenii, dobrogenii, toată lumea. Suporterii. Toată lumea să ajungem la cifre importante. Că stadionul deocamdată, așa am auzit eu că spuneți toți că e mic, dar nu l-am văzut plin. Așa că mă aștept să... Și e mic. Are doar 4.500 de locuri. Așa că așteptăm să facem stadion. În 2 ani așteptăm să avem suporteri de la 15.000 în sus, de abonați. Sunt cifre la care trebuie să lucrăm și trebuie să ajungem la nivelul foarte bun, dacă vrem să, dacă se dorește, să se facă performanță. În Dobrogea și în Constanța, dacă se dorește să se facă performanță la nivelul cel mai mare. Sunt cei din club, le știm lucrurile, muncim pentru în această direcție, vrem să o facem, e chestiune de timp.
Dar cu siguranță, dacă eu m-am înhămat la muncă, de asta am coborât, de asta m-am întors, ca Farul să devină unul dintre cele mai importante cluburi din România. Prin stabilitate, prin performanțe tehnice, prin tot ce face prin academie, pentru că baza noastră avem Farul în momentul de față, are cea mai frumoasă bază sportivă din România, cea mai nouă și cea mai importantă. Deci toate sunt patrimoniu, sunt al lui Farul în momentul de față, așa că dintr-o dată Farul a devenit complet, cel mai complet club. Ne mai lipsește doar să performăm la nivelul cel mai mare, la echipa mare. Adică o mentalitate de învingători, care acesta mi-o doresc eu de acum încolo, să construiesc o mentalitate de învingător. Nu vin să cer, dar e logic că totdeauna v-am zis și proiectul meu tot timpul s-a chemat Timp Tineri Talentați, așa că accesați cartea care n-a citit-o și noi vom aplica acum la Farul această carte, acest concept tehnic îl vom aplica, o să ne luăm timp, tineri și mult talent, ca să jucăm un fotbal foarte bun și ca să, cu o singură strategie care o am eu, aceea de a încerca să devii cel mai bun. Nu există alta. Dar, în timp, vrem să construim o echipă competitivă. Așa cum v-am zis din prima zi, de când mi-a spus întrebări legate de acest aspect, totdeauna v-am zis că suntem în procesul de construcție, să construim o echipă puternică. Drumul nu e ușor, călătoria e lungă, o să trecem prin lucruri bune, lucruri mai puțin bune, adică victorii sau înfrângeri, toate trebuie să ne, cu cele două, să construim o mentalitate de învingători în timp. La meciul de mâine să ne așteptăm la un alt debut al unui tânăr la seniori? Debut nu. L-așteptați că o să joace Bădiștean. Adică mâine în stânga o să joace Bădiștean. Dacă avem vreo... Mai avem pe acolo și mai pot juca. Poate apărea și Rada Slavescu. A dat vreo două goluri acum. Și Rada poate să apară. Că văd că crește de la zi la zi. Vom vedea. Dar nu e important cum promovăm. Important e că mâine să câștigăm. Deci ne interesează să câștigăm. Cei care intră, Bădișteanu merită să intre. A făcut-o foarte bine. A debutat la București cu Rapid, a intrat foarte bine. Și anul trecut a debutat cu UTA. Deci un jucător care și-a așteptat rândul și e și momentul lui și încercăm să-i dăm și lui spațiu, să-l vedem și pe el, fără să-i creăm presiune. E unul din copiii buni care avem și fiecare la rândul lor, că suntem mulți, v-am zis, suntem cea mai bună academie, am luat 12 jucători cu mine în pregătire, din 12 au apărut câțiva, dar nu putem să-i punem totdeauna că e nevoie. Divizia, cred eu că ei au nevoie de timp să cunoască ritmul, intensitatea jocului, de a trece de la juniori la seniori și ușor, ușor să le dăm acest spațiu. Cu siguranță că până la anul, eu zic că 60% din lot o să fie făcut din ei. Deci, practic, vor fi bărbați mult mai bine, un an de zile, toți merită, sunt mulți jucători valoroși. Au demonstrează și în divizia la echipa a doua, care joacă bine și sunt câștigă meciurile, chiar dacă sunt născuți 2002, 2003, 2001, jucători tineri. Așa că muncim. Noi în spate, voi vedeți puține, dar în spate e muncă multă. Și m-am înhămat, nu vedeți, sunt în training mai mult decât... Noroc că s-a căsătorit Simona să mai pun și-o costumul pe mine. Și cravata, n-am mai băgat-o de nu știu câți ani. Asta le spuneam și jucătorilor, nu? Că am intrat la treabă și că noi muncim. La fotbal muncim și suntem în training și să producem. Și eu trebuie să produc. Rezultate și performanță și jucători. Cam asta. Mersi.